Ofa Medin, din județul Sălaj, a fost trimisă în judecată de procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Șimleu Silvaniei pentru ucidere din culpă. Probatorul administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale a relevat faptul că inculpata Chiș Emiliana, în data de 22 septembrie 2015, a condus pe DN1H pe strada Partizanilor din localitatea Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, autoturismul propriu și nu a observat că petrecerea de pieton este angajat în traversarea străzii un pieton pe care l-a accidentat, iar în scurt timp acesta a decedat, se arată într-un comunicat de presă remis de procurorii sălăjeni. Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare judecătoriei Șimleu Silvaniei. Precizând că punerea în mișcare a acțiunii penale și sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, țin să precizeze procurorii sălăjeni în același comunicat.